O avem alături de noi pe doamna Irina Florea Saghin, coordonator Fit Edi. Da. Bun. Bună. Acum mulțumesc că ați acceptat interviul. O să începem cu începutul. Până la urmă, cu ce se ocupă compania Fit Edi? Adică nu este o companie, este un proiect. Un proiect. Da, finanțat atât din fonduri directe prin programul Digital Europe de către Comisia Europeană. Da. Dar și în proporție de 50% de către autoritățile române. Bun. Bineînțeles prin linia de finanțare DigiRegio. Este un proiect care în al doilea an de implementare. Da? În primul an, având doar finanțare europeană, neavând reguli la nivel național, proiectul a mers mai mult pe o analiză, o cartare a nevoilor IMM-urilor și a autorităților publice din regiunea centru în materie de digitalizare, urmând ca, începând cu acest an și anul următor, să trecem direct la lucru cu beneficiarii și să le putem furniza servicii pe cele patru direcții pe care noi le-am care ales. Care sunt acestea, vă rugăm? În primul și în primul rând avem testare înainte de a investi. Da. Această testare înainte de a investi înseamnă că fiecare beneficiar al proiectului FitEdih poate să vadă dacă o anumită soluție digitală îi se potrivește sau nu. De unde pornim? Pornim de la ideea că, bun, cineva poate își dorește ceva foarte mult, da? Și da. Crede că acea soluție ar fi perfectă pentru el. În realitate, ea s-ar putea să nu fie. Și atunci ce faci? Investești bani în, uh-huh. în acea soluție, ca mai apoi să-ți dai seama că a fost o investiție proastă. Cu asta vine, practic, partea de European Digital Innovation Hub. Te ajută să iei o decizie înainte de a merge către o anumită tehnologie. Bun. Care sunt criteriile, până la urmă, de găsirea acestor soluții cât mai eficiente, practic, cât mai puțin costisitoare, cât mai... Fiecare beneficiar are parte, în primă instanță, de un audit digital. Da. Practic, noi trecem cu ei printr-o o procedură care încearcă să evalueze stadiul exact la care ei se află. Prin această procedură, noi dăm seama de unde putem începe. Mai apoi, le punem la dispoziție portofoliul de tehnologii, pentru că noi avem un portofoliu destul de larg de parteneri tehnologici, atât de la nivel național, cât și nivel internațional, pentru că avem și o rețea europeană de hub-uri de inovare digitală. Bun. De acolo putem să vedem, în funcție și de rezultatul auditului, cam ce li s-ar potrivi, de ce ar avea nevoie. Pe lângă partea aceasta de testare, mai avem și componenta de skill-uri digitale, de cursuri. Pentru că, iarăși, poate soluția respectivă ți se potrivește, dar tu nu ai oamenii potriviți sau nu ai oamenii pregătiți să lucreze pe acea componentă. Și atunci venim cu partea de cursuri pentru a-i pregăti pentru această tehnologie. Dar dacă ei nu au finanțele necesare, ce faci? Exact. Avem și componenta de acces la finanțare și prin componenta de acces la finanțare încercăm să-i ajutăm să găsească cea mai bună oportunitate și chiar să le oferim consultanță pentru a scrie acel proiect. Care sunt cele mai mari impedimente pe care le întâmpinați în colaborările cu solicitanții? Unele... Oarecum obstacole până acum a fost partea asta de finanțare, practic, că n-am putut să ajungem la ei mai ușor, neavând încă regulile clare stabilite la nivel național. Dar mai apoi, li se pare chiar și așa uneori un proces destul de anevoios. Nu? Noi, având această componentă de finanțare, ei beneficiază de ajutor de stat. Ajutorul de stat pentru inovare presupune, iarăși, o întreagă birocrație pe care noi trebuie să o respectăm și atunci trebuie să le cerem și lor. Și durează cât? Nu durează foarte mult să completeze acele, nu știu, o oră, două, să completeze toată documentația, dar și asta le se pare mult. Și de multe ori asta e... Și uneori au nevoie inclusiv pe partea asta, dar nu e o problemă, le oferim asistență în momentul în care vor să depună și așa le oferim asistență de cum ar trebui să facă pentru a completa acele formulare. Bun. După momentul în care ați ajuns la un rezultat final, da? Persoana, solicitantul, este mulțumit de ofertele dumneavoastră, care sunt următorii pași pentru implementarea efectivă? Deci el semnează cu noi, facem acest audit și deja are acces la partenerii tehnologici. Îi punem în contact cu partenerii tehnologici, fac testări. El intră direct în prin discuție noi, sau prin dumneavoastră? Prin noi. Noi avem platformă de tehnologie, avem platforma de cursuri la care primesc acces automat. Avem și platformă de identificare de finanțări. Practic, în acea platformă, Fit for Finance se numește, ei intră, răspund la un chestionar, avem și rezultatele auditului, se pliază cele două și li se oferă acces la toate finanțările din regiune,
dar nu doar din regiune, ci și la nivel național și nivel internațional. Pentru că avem, de exemplu, autorități publice locale care își doresc să meargă mult mai sus, de exemplu, tip, proiecte de tip Horizon Europe. Și atunci au acces direct și la aceste linii de finanțare. Care sunt domeniile de care vă ocupați dumneavoastră? Producție, orașe inteligente și e-sănătate. Bun. Și cele mai multe solicitări pe care din cele trei paliere? Deocamdată pe orașe inteligente. Pentru că avem orașe inteligente, practic, din perspectiva codurilor CAEN, e mult mai permisiv. Sectorul producție e destul de strict, sănătatea iarăși e destul de strictă. Orașe inteligente e cumva atot cuprinzător. Dați-ne câteva exemple de proiecte implementate pe... Deci, până în momentul de față, abia început lucrul cu beneficiarii, deci nu avem proiecte, suntem în stadiu de evaluare a lor și auditare digitală. Care ar fi acestea? Cum ar suna? Cum ar suna? Avem, spre exemplu, firme de arhitectură, care își doresc o soluție digitală pentru firma lor și pentru felul în care lucrează ei cu viitorii clienți. Și la fel, făcând acest lucru, trecând la soluții digitale, ei își eficientizează munca, își eficientizează orele de lucru și își cresc, din punct de vedere al competențelor, își cresc echipa. Deci, practic, prin digitalizare obține mai mult timp, e posibil să facem și mai multă economie, dar și rezultate mai bune și mai precise. Corect. Vă mulțumesc foarte mult pentru interviu.